Artur, Rămână nașule. schimbare un pic de look, dar o să vorbim și despre asta. Da. Dar evenimentul? Evenimentul secolului 2018. Sunt atic din nou. Alaltă ieri noapte, mi s-a stricat telefonul de fapt. Și alaltă ieri noapte, Ramona, aoleu, mă doare mijlocul, nu mai pot de spate. Măi, Ramona, ai fi răcit undeva? Zice, nu cred. Zice că mă doare și pe sub burtă. Aoleu, m-am dus la vecina. Am mai lăsat-o un pic, vreo 10 minute, un sfert de oră. Am văzut că o doare rău, m-am dus la vecina, la 3, am sunat la ambulanță și i-am spus că avem o gravidă, 9 luni de sarcină, groza Elena Steliana, la a doua sarcină, la Ceptura, județul Prahova, zic, să vină un echipaj de urgență, pentru că cred că naște, zic. Bine, ce ai de zis că vine? A venit ambulanța, a luat-o, am dat telefon a doua zi de dimineață, la ora 8, la maternitate, la sala de naștere și am început, am întrebat dacă groza Elena Steliana a dus azi noapte la ora 3:30, a născut. Zice, da, la 4:50 a născut o fetiță de 3,4 kg. Să vă trăiască, cum ar veni. Tu n-ai fost cu ea. Nașule, nu, pentru că nu te ia ca însoțitor pe ambulanță. Nu vor, că s-a întâmplat multe cazuri și n-au voie. Asta e legea, știți? Însă acum ne confruntăm cu o altă problemă. Vreau să vă spun, domne, cine este mai hoț ca statul român? Statul român? Este? Ce, domne, de ce lucrezi la stat? Ca să stai! Că și statul stă! Pentru că dacă statului așa îi place să ia copiii făcuți de alții, să ia copiii de gata, nu e nicio problemă, că noi îi facem, noi îi dăm de lucru statului dacă vrei. Stai să terminăm un pic. De nu e de copilul. Stai să terminăm cu Ramona. Ai aflat la telefon, Ana? Da. Cum o cheamă? Ia-ți... Nu i-am pus încă, dar m-am gândit la un nume foarte frumos. Margherita Elena Georgiana. Margherita Elena Georgiana. Primul ăsta de unde l-ai mai scos și pe ăsta? Margherita ăsta de la fata doamnei Viorica de la Clejan. A. Pentru că nu știți că acum o săptămână, două în urmă, a venit doamna Viorica pe la noi să vadă ce facem de la Clejan într-o seară pe la 11 noapte. Glumești, nu? Nu glumesc, foarte serios vă spun. A venit cu o fată de începere care e foarte bun prieten. Aha. Și a întrebat, mă, ce mai face Artur? Ce să facă? Trăiește, amare, vai de capul lui săracul. Și a venit și ne-a dat o sumă de bani. De ne-am luat izolația de la cameră. Deci izolația care este pe pereți în camera noastră, datorită doamnei Viorica, este să dea noi sănătate și mulțumim că cu bani de la dâns a reușit să o cumpărăm. Te sponsorizează taraful din Clejan mai nou. Da, exact, cărora le mulțumesc. Ai pus Margherita, e fica sau cine e Margherita? Da, m-am interesat și eu. Te-ai interesat după aia. Ai recunoscut-o când ai văzut-o? Pe cine? Pe... Doamna Viorica? Da, cum să nu? Viorica de la Clejan. Da, cum să nu? Cum să nu? Cunoscută. Bun, să ne întoarcem la Ramona. La subiect, da. La Ramona. A născut o fetiță, e bine? E foarte bine, aici că nu are niciun fel de legătură cu epilepsia care o moșenește Ramona. Aici că e perfect sănătoasă, momentan e stabilă, deci nu se întâmplă absolut nimic. Și Ramona e bine? Și Ramona, și mămica e bine, și copilul e bine. Bun, dar ce spuneai de statul român? Ce se întâmplă cu român? E hoț. E hoț. Da. Fură copii. Fură, deci... Fură. Hai că ăsta e un subiect serios, râdem. Râdem, dar râdem prost. Râdem și murceaua e moartă în coteț, nașule. Că îți spun de ce. Că rândul trecut l-am făcut pe celălalt, Ramona, de rândul trecut mi-a intrat dintr-o depresie. Că a zis, zice, aoleu băiatul meu, ce-o-i făcând? Când vedea cât o fată cu un copil în brațe, ia uite, zice, numai eu nu pot să-mi țin copilul în brațe. Și mi-a zis cineva, un vărd al mamaie, care a fost doctor la spitalul unitar, mi-a zis, fii atent că vă va lua copilul pentru că a prezentat ocazie că voi nu cunoșteți legile. Fără acordul, fără consimțământul mamei și al tatălui, ei nu aveau voie să vă ia copilul, vi l-au luat abuziv. Câți țigani nu sunt care nasc în cortul, zice, și la ăștia nu le mai ia nimeni copii. Tu ai editat mai casa. Câți amărâți sunt care așa și... Vedeți și aici? Să ne întoarcem. De unde ai aflat că, sau cum să, de unde știi că ți-a copii? Păi astăzi a dat o doamnă de aici care m-a ajuns la treabă, doamna Ventura, a fost asistent înainte la naștere la maternitate, a lucrat. Așa. Și a vorbit cu o colegă de-a dânsii care întâmplător, chiar colega dânsii a moșit-o pe Ramon. Și a zis, zice, cred că le ia dragă și copilul ăsta, zice. Cred că le ia și copilul ăsta pentru că am înțeles că n-au condiții, n-au rând să stea. Dacă e drept că trăiesc mai amărâți, dar zice, normal, ar trebui să le dea copilul. Să facă și statul o încercare. Măi frate, e copilul tău. Dacă ea își dorește atât de mult copilul, când ai un lucru și ți-l dorești atât de mult și te privează de libertatea ta de a avea, vă dați seama că nu este chiar așa de bine. De-a statului român așa îi place. Lui nu-i place să facă copii, lui îi place să ia copiii altora făcuți. Nu e nicio problemă că sterilet nu-i pun. Facem altul. Așa o să-i fac până când s-o hotărăsc în idee.